Prima ieșire la plein air, desenul, am schițat frunzele. La pictură, cu acorelă, de asemenea, vom picta frunzulițe și copaci. Prima etapă, evident că va fi schițarea la frunze. De asemenea, vom face un grup de frunze, o rămurică cu câteva frunze și câteva frunze separat. Sigur că, cum am totul este verde și frunze mai roșcate, va fi greu să găsim, dar vom încerca să căutăm. Abordarea poate fi una picturală, dar construcția neapărat trebuie să o urmăm, ca și la desen, doar că să intervenim cât mai puțin cu creionul și radiera pentru a nu șifona hârtia de acorelă. Abordarea poate fi și mai grafică, cu mai multe elemente subțiri. Iată, avem aici mai multe elemente subțiri, dincoace mai puține, adică mai mult pete de culoare. Alte abordări care le avem, iarăși aici sunt mai picturale în partea asta și mai grafică, cu mai multă acuratețe. Rămurele de frunze și câteva frunze separat vom desena. Rămurele poate să conțină și careva flori sau fructe, dacă găsim eventual așa ceva. Iată tot un exemplu bun cu floricele, câteva frunze și câteva floricele. O pictură foarte drăguță, foarte simpatică, sunt și bine desenate frunzele și pictarea lor tot este foarte expresivă. De asemenea, la pictură vom desena și copăcii. Îi vom picta după ce îi desenăm. Mai întâi îi vom schița, ca de fiecare dată, cum facem noi, întâi schițăm cu creionul, fără să șifonăm prea mult hârtia și după ce începem cu acorelă. Cu acorelă, după același principiu ca și la desen, coroana frunzelor o generalizăm, lăsăm poate undeva și goluri în coroana asta și ne concentrăm atenția la trunchiul, la tulpina copacului și crengile, ramificația crengilor, care va reda trăsăturile acelui copac. Iată, foarte interesant, aici avem în stânga tonal, adică doar cu negru și alb, dar și cu culoare. Putem să ne orientăm după această schiță pentru a găsi petele care sunt mai întunecate și cele care rămân mai deschise. Iarăși coroana frunzelor, foarte frumos aici e pictată, sunt lăsate goluri și mai mult este concentrată atenția asupra tulpinii. Undeva tulpina rămâne mai deschisă pe fundalul porțiunilor umbrite din coroana frunzelor copacului. Abordările poate fi mai colorate sau mai reținute ca culoare. Iată, în stânga avem culorile mai pământii, mai reținute, sau poate fi destul de agresivă culoarea. Tot așa, aici avem culoare mai multă, în dreapta avem culoare mai puțină. Frunzele, grupurile de frunze sunt generalizate în pete de culoare mai luminoasă, de obicei mai caldă, cele care sunt umbrite de obicei sunt mai reci. O altă modalitate mai libertină într-un fel, care necesită mai multă virtuozitate, dar putem să încercăm și așa o abordare. Iarăși copaci foarte asemănători, dar abordări destul de diferite, stânga și dreapta. Iată așa un copac și iarăși câțiva copaci unde atenția este totuși, frunzele sunt mai liber pictate, mai liber schițate, iar atenția se acordă mai mult tulpinilor, copacilor. Vom avea de asemenea de pictat copacii, cel puțin doi, și careva
frunzuliță, la pictură, plein aer. Cam atât.